de festivalul pe care teatrul organizează, da, toată vara. Este de fapt o stagiune estivală, este de fapt ceea ce ar trebui să existe, acea emulație culturală pentru litoralul românesc și nu numai, acea ofertă culturală atunci când turistul vine și dincolo de plajă, mare, soare, terase, cocktailuri, evenimente, concerte. Sunt și foarte mulți, de altfel se și dovedește că sălile sunt pline, arhi pline uneori, că turistul sau cetățeanul pur și simplu vrea să vadă teatru în aer liber, într-o seară frumoasă de vară. Oferta e foarte multă și bună și este un obicei bun pe care Ervin l-a adus la Constanța, nenegând că au mai existat și înainte de venirea lui Ervin festivalul Miturile Cetății, festival de teatru antic sau seriile de teatru antic de pe vremea lui Burcărete. Deci toate astea au existat. Numai că el acum le-a adus la nivel de 2024 și le continuă la un nivel foarte frumos. Știu că vrea să facă internațional și atunci e o bucurie și pentru actorii care sunt de aici din Constanța, dar ne simțim universali, și pentru public, și pentru voi, pentru că aveți ce scrie, ce filma. Adică e ca un domino, toate piesele, sau ca un puzzle, toate piesele se așează frumos. Și e foarte bine. Mult succes pe mai departe. Mulțumesc frumos și vouă. Vă pup, mersi mult.